dimineața, oameni buni! Dacă tot stau acasă, m-am gândit că astăzi să filmez ce mănânc eu într-o zi. Nu sunt un exemplu în niciun caz, însă poate vă interesează, poate vă inspiră. Așadar, primul lucru pe care îl fac dimineața este să-mi fac o cafea, mai ales acum că stau acasă, dar și la muncă la fel, de obicei mă înfing în cafea și pun cam așa o linguriță, cănița aceasta fiind mai mare, dacă vă interesează, o am din Jumbo, am să pun o linguriță și un pic. Așa, de cafea. Și aici, după cum ați văzut, clocotea apă. Ups, să nu stricăm nimic. Pun apă clocotită pe deasupra. Și învârt foarte bine și o las să se decanteze. Cam asta este rețeta mea de cafea. Nu pun zahăr, nu pun lapte, nu pun nimic. Prima cafea a zilei îmi place așa să o beau neagră. Micul dejun, încerc să-l iau cu cel puțin un sfert de oră după ce îmi beau cafea, ca să se poată absorbe tot ce trebuie din cafea. Așadar, pentru astăzi m-am gândit să îmi fac o lipie umplută. Nu este de fiecare dată același lucru, însă astăzi la asta m-am gândit. Am pus aici o tigaie la încălzit și am să o ung foarte, foarte puțin untar din acesta. Doar așa cât să nu se lipească și nu faceți ca mine, eu pun așa direct din tub. Bun. Din tub, din pachet am vrut să zic. O, ok. După cum ați văzut, debea s-a, sau n-ați văzut, că n-am focalizat, așa debea s-a atins. Între timp aici am bătut un ou și am așa o lipie din aceasta. Aceasta este de la ce ești tu? De la Zaman, de la Lidl o am. Arată foarte bine, în primul rând, lipia. Este din aceea Graham și în al doilea rând, ce vreau să vă arăt și vouă, este una dintre cele mai curate în ingrediente. Are așa făină Graham de grâu, adică făină neagră 1350 și tărâțe de grâu, apă drojdie sare iodată. Majoritatea au zahăr și alte bălării finiere. Acestea sunt foarte simple și foarte, foarte ok la gust. Deci una dintre asta, am un ou, o să-l pun imediat în tigaie. Și aici am ras niște cașcaval, nu o să folosesc pe tot, vă dați seama, l-am ras că mai era așa o bucățică și am să-l rat pe tot. Și aici am făcut ieri niște ceapă murată. Încă nu știu sigur dacă este gata, dar dacă vă interesează, spuneți-mi și vă fac și vouă rețeta. Oricum, foarte simplu, mai simplu decât atât nu există. De acum am să răsturn aici în tigaie ou, las un pic să se facă și după am să pun deasupra lipia, vedeți imediat. Am răsturnat oul în tigaie, o să încerc să mișc așa un pic tigaia cât să fie uniform, nu vreau să fie chiar pe toată tigaia, însă vreau oricum să se prăjească uniform, pentru că imediat o să vin deasupra cu lipia. Și am să o pun ceva de genul, așa, perfect. Și de acum am să o las așa un pic cu capac pe deasupra ca să se facă. Am schimbat unghiul, sper să se vadă bine. Acum se ia această lipie care încă nu este gata. Ne uităm un pic la ea, o verificăm. Și dacă nu este gata, dăm un pic mai tare. O mai lăsăm. De obicei făceam simplu, dar astăzi mi-a venit așa o idee să fac cu ou. Așa că vedem ce o să iasă. Da. Cam asta este. Am să o întorc așa și acum repede, repede, cât încă este călduță, am să pun un pic de cașcaval, nu o să-l pun pe tot, aici. Și cred că o să mai pun niște ceapă murată, după cum vă spuneam. La fel, nu pun multă, doar așa. Dacă doriți, puteți să umpleți cu carne, cu mezeluri, cu ce aveți voi. Eu ieri am făcut cu ceva, cred că niște salam, ceva am făcut ieri și a ieșit foarte, foarte bună, chiar mi-a plăcut. Și am pus și ketchup, de data aceasta am să renunț la ketchup, că vreau să pun niște ceapă din această murată. Cred că ajunge atât. Și acum urmează partea funny, pentru că o să o luăm așa. Desigur, voi nu faceți ca mine, voi puneți mâna pe o paletă sau ceva să nu vă frigeți. O să o facem așa și cu o paletă o să o aplatizăm ca să ne putem să se poată topi brânza. Eu încerc să mă uit acolo să văd ce fac. Sper să se vadă ok la voi. Și mai punem un pic capacul.
Luăm capacul care, pe ei știu că se vede nasol, dar este doar de la apa dură, nu este de la nimic altceva. Și acum, după ce am mai aplatizat un pic, o luăm și o învârtim pe partea cealaltă. Asta doar așa cât să se topească puțin cașcavalul. Și de acum, v-am zis, o mai lăsăm, cred că, maxim vreo 30 de secunde. Așa arată varianta finală. Eu am decis să servesc cu niște roșii, sherry, un pic rahitice, pe care le aveam acolo în frigider. Și ne vedem la o gustare sau la prânz. Pentru prânz am aici, cred că vreo 2-3 linguri de salată orientală. Pe aceasta am făcut o seară și am pus în ea cartofi desigur. Am o varietate din aceasta așa un pic roz. Niște ceapă verde, niște ceapă roșie, niște gouășari în oțet și pe undeva pe aici sper să fie și o măslină două. Pentru gustarea de astăzi, pentru că mi-a venit așa o poftă de dulce, am aici un croissant de la Seven Days cu ciocolată. L-a adus soțul meu, că dacă nu n-a aducea, nu mâncam, dar na, dacă l-a adus, te pune păcatul. Așa, și ca să mai scăpăm așa din remușcări, că mâncăm așa ceva, ne-am făcut aici un ceai verde. Acesta este de la Fares și este cel cu vanilie și lămâie, miroase a prăjituri și este cel mai ușor de băut ceai verde. În mod normal, planurile mele era să mănânc o ciorbă bio, făcută de mânuțele mele. Dar cum cineva tot mă provoacă, am ajuns să mănânc lasagna. Sau cel puțin o să ajung să mănânc lasagna imediat. V-am arătat-o în videoclipul anterior, cel cu cumpărăturile, și mi-am tăiat și așa o bucățică de acolo, așa că sper cu asta să mă liniștesc în această seară. Sper că v-a plăcut acest tip de videoclip, cred că este primul de acest fel pe canalul meu. Sper că v-a inspirat și spuneți-mi dacă vă plac, poate mai fac în continuare. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!